După ce a scris istorie timp de aproape două decenii din postura de jucător, Dănuț Dumbravă conduce în prezent destinele echipei de rugby Steaua București. Într-un interviu Steaua TV, tehnicianul în vârstă de 39 de ani explică motivele pentru care a refuzat să plece din Ghencea, care erau cele mai aspre jocuri din campionat și împotriva cărei mari legende a evoluat la campionatul mondial. Dănuț Dumbravă, care a cucerit 6 titluri și 5 cupe ale României din postura de jucător la Steaua, ne-a dezvăluit care sunt două dintre marile sale obiective ca antrenor. Cum se autocaracterizează Dănuț Dumbravă? Un tip pragmatic, un tip care își dorește foarte, foarte mult de la acest sport minunat pe care l-a practicat și care vrea să-l facă în continuare. La 18 ani ați ajuns deja în echipa de Senior la Stele. Vă mai aduceți aminte acele momente? Primele emoții nu se uită niciodată. Am pășit timorat, cu mari emoții în vestiarul celor mari, cu gândul de a juca odată în această echipă. În aproape 20 de ani la Steaua, ca și jucător, ați cucerit 6 titluri de campion, de care 3 la rugby în 7 și 5 cupele României. Sunteți mulțumit cu acest palmares? Ca și jucător, într-adevăr, sunt foarte mulțumit de acest parcurs al meu, alături de echipa Steaua. Se putea și mai bine, dar până la urmă tot a fost cum mi-am dorit. Care au fost cele mai aspre meciuri ale dumneavoastră ca și jucător la Steaua, împotriva cărei echipe? Nu se uită niciodată derbiul contra celor de la Dinamo. Meciurile au foarte, foarte aprige, erau intense, nu se știa niciodată câștigătoarea. Iar lucrul acesta ne-a făcut să creștem în valoare și ca și individ, dar și ca echipă. N-ați avut nicio clipă tentația de a pleca în străinătate sau la un alt club în țară? Au fost gânduri de a pleca, de a vedea cum este rugby-ul și în afară, dar m-am simțit foarte bine aici, am fost bine primit, am avut tot ce mi-am dorit și nu s-a mai pus problema niciodată de a pleca. Cu echipa națională ați participat la 4 ediții ale campionatului mondial. Care este meciul care v-a lăsat cele mai multe impresii plăcute? La campionatele mondiale sunt meciurile atât de frumoase și atât de plăcute încât este greu să spunem un meci care a fost cel mai important. Dar cum se spune, cu contra echipelor cele mai mari, cele mai bune echipe din lume, nu se uită niciodată. Și pentru mine, jocul contra echipei Angliei nu se uită niciodată, pentru că am întâlnit atât jucători foarte puternici, cât și idolul al meu și al multor alții jucători, Johnny Wilkinson. Și nu aveți totuși un regret că n-ați jucat în Anglia? Acum, la ora actuală, e un mic regret, dar v-am spus, atât timp când m-am simțit bine unde am fost și am vrut să rămân în continuare, nu mai este gândul acesta. Ce e mai dificil, să fii jucător sau antrenor? Categoric, funcția de antrenor este mult mai dificilă. Ca și jucător, scopul tău este de a intra în teren, de a antrena foarte bine și de a juca. Ca și antrenor, este de a gestiona un grup foarte mare, de a gestiona un meci și multe alte lucruri care se întâmplă pe lângă echipă. Din echipa actuală a Stelei, e vreun jucător care se apropie ca și calități de fostul jucător Dănuț Dumbravă? Nu știu, fiecare are calități mult mai bune decât ale mele sau mai puțin bune, dar un jucător care mi-aș dori să joace și să aibă performanțele mele sau să mă depășească este Boldor. Este un jucător tânăr, joacă și pe postul care am jucat eu și care m-am consacrat și aș dori din tot sufletul meu să poată să mă depășească atât la trofee cât și la participări la campionatele mondiale alături de România. În afară de rugby, care sunt pasiunile antrenorului Dănuț Dumbravă? Îmi place să fac foarte mult sport. Îmi place să joc squash și basket foarte mult. Care este marele vis al dumneavoastră ca și antrenor? În primul rând, pe termen scurt, să pot lua campionatul cu alături de echipa Steaua, la seniori. Și în al doilea rând, m-aș vedea și antrenorul echipei naționale de seniori.